M-am întrebat pe mine. De ce și unde are urmașul atât de mare ascendență asupra omului? De ce este atât de ușor în multe situații să-l învingă și să pună în el vigile și patrie? O explicație este aceea că în puține, în prea puține situații, se întâmplă ca una dintre cele trei mari instituții responsabile cu educația și cu formarea omului să fie preocupate de descoperirea de sine a omului. Nici familia, nici școala și nici biserica nu abordează tema aceasta atât de serioasă și de profundă, așa cum s-a cuvenit. Descoperirea de sine. Cine poate spune dintre cei care suntem aici că vreodată cineva ne-a apucat de mânuță și ne-a fi spus: hai copile, să-ți spun cine ești. Hai să descoperim împreună care sunt darurile cele mari pe care le-a pus Dumnezeu în ființa ta pentru a-ți fi ție mai leste traversarea prin valea aceasta suspinelor în viața. Câți dintre noi ne-am gândit și gândindu-ne am devenit preocupați să lucrăm în mod serios, descoperind în noi ceea ce a pus Dumnezeu la botez? Adică darurile de la botez. Cine mai este preocupat de acele daruri? Să lucreze pe ele, ca să nu spun că probabil mai mult de 60% dintre cei cu nume de creștini întrebați nici nu știu care sunt acelea. Nu ai de Dumnezeu. A toate știutorul și pre știutorul, iar din punctul ăla de vedere prea știind că omul ar putea să piardă de la asta, i-a pus la îndemână și vom vedea imediat nu numai șansa de a lucra cu și pe aceste daruri, ci de a deveni mereu și mereu la ele redobândindu-le. Care sunt aceste daruri? Asta pentru cei care nu știu. Primul dar este iertarea păcatelor. Deconectarea noastră de la lanțul păcatelor strămoșești. Al doilea dar este harul Duhului Sfânt. Am fost martor la multe botezuri. Așa cum ați fost și de voastră. Dacă n-ați observat, vă sugerez să vă uitați
Câți realizează momentul acela când preotul se apleacă asupra pruncului, punând pe încheieturile lui importante pecetea harului sau, așa cum spun unii dintre preoți, darul Duhului Sfânt. Pe cât i-a văzut tresărind a bucurie, desigur, înțelegând ce se întâmplă în momentul acela. Vom reveni. Al treilea dar este Îngerul Păzitor. Atunci capătă omul și înțelegem prin asta că doar ce ipotezează capătă darul acesta mare. După ce că l-a copleșit Dumnezeu pe om cu tot felul de daruri, la care nu mai are vreme pe parcursul vieții lui să se gândească cine, îngăduiți-mi într-o paranteză să întreb, dă slavă Domnului Dumnezeu, măcar o dată pe zi, pentru un fapt simplu, că ochiul lui clipește. Acesta este în firescul lui. Este firesc ca ochiul lui să clipească. Numai cei care, Doamne, apără și păzește, au avut o suferință de felul acesta, au constatat atunci că pe planetă, doar într-un singur loc, la Copenhaga, un institut impropriu numit așa, pentru că sunt numai 11 oameni acolo, se ocupă de reparațiunea mușchișorilor aceștia tractivi ai ploapelor. Pentru că dacă ploapa încetează să-și facă treaba, în numai 40 de minute știința a demonstrat că ochiul este într-o așa de mare primejdie încât este amenințat deja de orbire. Nu o să dezvoltăm acum câte se întâmplă în clipa aceasta, că și de aceea se numește clipit. În clipa aceasta, când ploaba ochiului se închide, făcând o întrerupere odihnitoare, unde se odihnește el în clipa aceea, de toate cele care îl agresează, dar mai cu seamă, șterge ploaba orice posibilă încărcătură, oricât de fină, s-ar așeza de acolo. Revin în paranteza, câți dau slavă Domnului Dumnezeu, că se pot îmbrăca dimineața, că se pot pieptăna, că mușchii lui tractivi, de asemenea, sunt funcționali. Câți au slavă Domnului Dumnezeu pentru toate celelalte, că pot mânca. Numai cei care au ajuns pe mâna stomatologilor înțeleg ce alt dar mare le-a pus Dumnezeu în gură, niște perluțe vii dinții. Numai când îi pierde omul, ca în multe alte situații, cunoaște și descoperă valoarea. Alte toate sunt firești. Se le avem. Spuneam că după ce l-a copleșit pe om cu tot felul de dar, la botez, cum ar fi putut să vină tocmai Dumnezeu cu mâna goală? Și atunci n-a venit cu orice dar, ci a venit cu înger, dându-i omului un înger păzitor. Dacă la botez se întâmplă ca cineva să facă un dar pruncului acelea, să aducă, de exemplu, cheia unei mașini, familia aceea, fi recunoscătoare, până peste puterii celui care a făcut darul acesta. Nu vorbim dacă era pe cineva o casă, un domeniu. Dar pentru că Dumnezeu îi aduce omului un înger, toată viața nici nu o să asta. Îngăduiți-mi, pentru că e în conexiune cu ceea ce am spus și este și recent întâmplată, acum 2 săptămâni, un fost coleg din școala primară
cu care nu m-am mai întâlnit de multe vreme, a trăit următoarea experiență. Cobora dinspre Calea Floreasca, înspre Bulevardul Primăverii. Dar ca să treci într-o parte în alta, e o vale. Probabil că cei care ați trecut acolo vă amintiți. Mircea Eliade. Ei bine, fusese să ia fetița de la Germania. Și în Deoște nu trece pe acolo. Dar acum trebuia să ajungă undeva în zona Cașin și a ales acest traseu. În momentul în care a coborât, a început să coboare valea aceea, a constatat că de-a curmezișul străzii era un utilaj, un buldozer. Călcând frâna, dar aici trebuie să spun că el nu știe, nu-și amintește dacă lucrul a fost o ispită și în loc să calce frâna, a călcat și mai agresiv pe accelerație. Pentru că a constatat că mașina nu numai că nu se oprea, ci mergea cu o viteză și mai mare. În spate, pe banchetă, fetița lui. De nouă. Sigur, sub presiunea spaimei, și-a dat seama că n-are ce se facă, pentru că în dreapta erau pomii și gardă, în stânga, banda din stânga, cu circulație intensă, și atunci, tot ce a putut să facă, deși altă dată niciodată nu făcuse, a strigat așa. Îngerul ne fă ceva! Și nu a apucat el să-și strogească strigături, că matahala aceea cu utilaj s-a pus în mișcare către în spate, degajând un metru și ceva, astfel încât să poată trece cu o roată pe bordură, dar reușind să treacă prin fața buldozerului. Nu s-a mai dus la la redus. S-a dus acasă. Pe tot drumul mașina i-a trâncănit, pentru că pe partea dreaptă unde călcase bordura se întâmplase o nefericire. Dar a ajuns până acasă. Și mi-a spus așa. Niciodată până atunci nu m-am rugat. Niciodată până atunci nu m-am gândit că eu am un înger. Când am ajuns în fața locului, am parcat mașina și m-am prăbușit pe volan, simțind șiroaiele de sudoare pe față, pe piept, pe spate. Și fetița i-a spus următorul lucru. Atenție! Da? Te las pe tine să te rogi. Eu mă duc sus că fac pipi pe mine. Și el a rămas acolo prăbușit pe volan, chiar rugându-se. Mi-a spus în poveste. Nu m-am rugat niciodată și nu știam ceea ce eu rugi. Atunci însă, pe volan, am simțit să-i mulțumesc îngerului la care am strigat și să-l rog pe Dumnezeu să mă ajute să-l descoper și eu. Știind că eu fac ceea ce fac, l-a determinat să mă și caut de altfel. Iată cum omul, la ananghie, cum se zice, își aduce repede aminte. Nu și-a adus el aminte, dar a strigat precum Petru în vală, Doamne, scapă-mă! El nici măcar atâta n-a știut. Ce a strigat, îngerule, fă ceva! Și îngerul se vede treaba ca fără. Revin în timp paranteza aceasta pentru care încerc tare.
Când omul pierde darurile de la botez, și acum mă refer desigur la cel care răspunde cercetării pe care o face Dumnezeu și devine preocupat de sine, apropiindu-se de biserică, singura care îl poate ajuta să se așeze pe calea cea bună. Ce a lăsat Dumnezeu în ceea ce privește primul dar de la botez, iertarea păcatelor? A lăsat taina aceasta mare pe care vai și bine ar fi să o descopere cât mai mult. Spovedanie. Prin ea revenim mereu și mereu la stadiul acela de prunci sfârșit stelnice. Mereu și mereu, așa cum spun Sfinți Părinți, de cât ori ai văzut de ori ridică, de cum să te ridici? Astfel. Al doilea dar. Harul cui sunt, pierzându-l omul, din nebăgarea sa de seamă, îl redobândește de asemenea. Dacă și-l dorește, e mai simplu. Omul ar trebui să trăiască cu starea aceasta și cu nevoia de Euharistie. Dar Euharistie nu putem primi decât venind la biserică. Și nici așa nu primim oricum, ci începând să avem o anume grijă de noi. Las teologii să facă teologie. Eu mi-am propus ca această scurtă întâlnire noastră să discutăm despre câteva chestiuni poate puțin mai practice pe care le-am descoperit și descoperindu-le le-am probat eficiența. Despre cel de-al treilea, despre numele păzitor, nu grăim, pentru că am grăit ceva mai devreme prin poveste, dar un lucru am stat la urmă. Ar merita să vă gândiți când ați avut ultima conversație cu Îngerul dumneavoastră păzitor. Și dacă nu s-a întâmplat, ar fi bine să aveți în vedere lucrul acesta, mai cu seamă că în multe dintre cărțile de rugăciuni, găsiți, ca sugestie, modalități de a intra în legătură cu Îngerul dumneavoastră. Sigur, să nu stăm din primejdia de a face anghelofilie, dar a păstra legătura cu Îngerul nostru e foarte important. Având în vedere că, printre primele rugăciuni pe care le-am învățat cei mai mulți dintre noi în copilărie, a fost chiar aceasta. Îmi spunea prietenul meu atunci când mi-a povestit despre întâmplarea lui, m-am gândit atunci prăbușit pe volan, dacă mai știm Îngerașul. Acesta este stadiul, sau mai degrabă, poate că s-ar potrivi să spun, acesta este harul omului fără harul Domnului. Am gândit ca în replică cumva cu darurile de la botez să aduc în atenția dumneavoastră puterile sufletești. În orice luptă, atunci când un adversar reușește ca pe celălalt să-l dezarmeze și să-l lase fără protecție,
se cheamă cântuța aceea să fie. Darurile acestea de la botez nu sunt altceva decât forma noastră cea mai sigură de proteguire. Iar puterile sufletești, despre care de asemenea nu știu în câte împrejurări și câți dintre dumneavoastră ați vorbit și grăind v-ați propus să lucrați cu mine. Nu știu de asemenea, și n-am să pun această întrebare, câți dintre cei cu nume de creștini, cum spuneam și în cazul darurilor de la botez, știu sau mai știu care sunt aceste puteri sufletești. N-am să întreb ce să le punem acolo spre a liberea mântuirii împreună. Prima și cea mai importantă putere sufletească este puterea rațională. O ființă rațională, spuneam mai la început, taină legătură. Microteos, cum zice psalmistul pe jurul Dumnezeu, și fiii cel care aștept din Dumnezeu suflet. Devine mai mult decât important și necesar să înțelegem importanța acestei puteri raționale pentru că din perspectiva ei vom putea să ne raportăm și să ne raportăm la puteri, la rațiunile dumnezeiești. Dar omul de astăzi este atât de ancorat, atât de profund raportat la rațiunile lumești, la materialitatea aceasta care l-a copleșit cu totul, încât puterea rațională ca putere sufletească nu există preocupare. De aceea și este atât de leste adversarul nostru să ne răpună și să ne pună în suflete o trăvâie. A doua putere sufletească este concupiscența sau puterea poftitoare. Cea care sau pe care, dacă am identificat-o și am lucrat-o și am înțelege ce valoare importantă are ea, am începe din clipa aceea să le poftim, să le dorim pe cele ale lui Dumnezeu. Pe cele bune, pe cele necesare ale noastre. Pentru noi, întâi necesare. Pentru că am spus în multe împrejurări. Dumnezeu ne-a lăsat printre multe alte lucruri importante și o sumă de certificate de garanție privind viața noastră. Unul dintre aceste certificate sunt așa. Nu vă îngrijiți de ceea ce veți bea, de ceea ce veți mânca, de ceea ce veți mânca, de ceea ce veți bea, sau de ceea ce veți îmbrăca. Ci căutați întâi împărăția cerurilor și toate acestea vi se vor adăuga. Nu aș vrea să ați auzit de atâtea ori pe Nicola. Al nu vedem noi astăzi? Părinții tocmai asta le spun copiilor lor. Dacă nu te gândești, ce ai să mănânci? Cu ce ai să te îmbraci? Cu ce ai să-ți plătești datorile? Pentru că asta nu știu nici eu. Această grijă sub formă de spaimă transferată de la părinții. Iar nu preocuparea și nu mai cu seamă metodele prin care ar trebui să deprindă, să caute împărăția cerurilor.
Și atunci, puterea aceasta, neglijată de el, ca și puterea națională, vrăjmașul o cucerește și ne transferă și ne atâță alte pofte. Pentru că vai, spre deosebire de om, el știe ce avea acum Dumnezeu în om, ce comori deosebite, ce însemnează omul și pismuindu-l fără niciun fel de trece, caută să-l cucerească și cum să-l cucerească? Întâi desputernicindu-l. Așa cum în luptele despre care am vorbit mai devreme, se caută dezarmarea. Aici, diavolul caută să-l desputernicească pe om. El n-are putere, spun unii dintre Sfinții Părinți, ci se capă principiul vaselor comunicante. Cu cât scade puterea la noi, cu atât crește puterea la el. Ascendențele lui asupra noastră, acestea sunt și de aici vin. Din pierderea puterilor noastre, prin neglijarea, prin lipsa de preocupare, cum spuneam mai devreme, de a lucra efectiv pe ele, cu ele. A treia putere este puterea mânioasă. Adică să deprindă omul încă din copilărie, să se mânie împotriva a ceea ce este rău pentru ființa, pentru sufletul lui, să se mânie careva să zică împotriva tuturor surselor generatoare de păcate și să se bucure pentru toate cele bune pe care reușește să le ofereze. Cum este lumea de astăzi? Nu o vedem noi. Este o lume plină de iubire, de dragoste, de bunăvoință. Și nu putem vorbi nicicum de unul, pentru că este o lume care este îndeaproape preocupată de această putere. Să lucreze pe ea, unindu-se mai ales împotriva rău. Nu există în lumea aceasta o teafă care să nu aibă trei mari deziderate, trei mari dorințe. Cea din tâi să fie sănătos. De aceea, mai toate împrejurările, ne dorim unii altora sănătate. A doua dorință majoră este izbândă. Să izbândească omul ce face. Atunci când este copilul la școală, se ia pe bune, se treacă în clasă. Și atunci când este matur, se-i mai multe ce va face în el. Se izbândă pe conturile. A treia este legată de cea de-a doua. Presupune copășirea. Nu-i destul să treacă un lucru în clasă, nu-i destul ca unui om să-i meargă afacerile un an, ci să dezvolte afacerea. Să devină din ce în ce mai mare. Nu-i destul să aibă în cont niște bani, ci să fie din ce în ce mai mulți. Ei bine, dar pentru că aceste trei dorințe, aceste trei deziderate, să existe mai cu seamă din perspectiva cea bună pentru om,
avem nevoie neapărat de patru mari împăcări. De patru mari concilieri și reconcilieri. De patru mari reașezări ființiale. Prima împăcare, cea mai importantă, este împăcarea cu Dumnezeu. Ce ar însemna să ne împăcăm cu Dumnezeu? Ar însemna de toate să înțelegem cine este El și cine suntem noi. Ce a făcut El pentru noi și ce am făcut noi cu cele pe care le-a făcut El pentru noi. Să ne apropiem înțelegând legile și normele pe care ni le-a lăsat Dumnezeu atât explicit așezate pentru ca să ne fie trecerea de aici, prin surghiunul acesta, mai nesinceroasă. Și descoperindu-le să le împlinim. A doua împăcare, sigur, într-o astfel de circunstanță, nu o să putem decât să trecem amintind despre ele dumneavoastră, probabil că unii dintre dumneavoastră le și cunoașteți și le și lucrați pentru aceea încercare că vă rețin atenția cu lucruri pe care le știți și le faceți. Vorbesc însă pentru cei care poate că nu le cunosc. A doua împăcare, spun, este împăcarea cu sine, cu noi înșine. Împăcarea cu sinele presupune întâi ceea ce am spus mai la început, descoperirea de sine și o vedea atunci că în procesul acesta al descoperirii de sine, spune de altfel un sfânt pe care îl auzim mai puțin citat, pentru că probabil este și mai puțin citit. Sfântul Teognost spune, nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Cum și alți sfinți lucrul acesta, din alte perspective. Dar poate că Sfântul Teognost este cel care o spune atât de tranșant, încât pare ca o biotină. Nu-L va afla pe Dumnezeu cel ce nu s-a cunoscut pe sine. Iată cât de importantă devine această descoperire de sine. Față de care rămâne în vai, uneori până la sfârșitul zilelor, departe. Nu vom ști ce este. Spuneam că în procesul acesta al descoperirii de sine, când vom începe să lucrăm, vom ajunge la un capitol foarte important numit Dragostea de sine. Atenție! Facem aici un pas pentru ca să lămurim o chestiune cu care eu m-am confruntat. Pe drumurile mele, căutând să mă gândesc, aveam să mă gândesc cu această confuzie. Dintr-o lipsă de atenție, probabil. Dragoste sau iubire, tot una. Nu. Nu este termenul comun. Descoperim în manualul numit Învățătura de Credință Ortodoxă, la pagina 383, acolo cam toate lămuririle sunt pe scurt, shortcut. Și despre dragostea de sine, tot pe scurt. Zice acolo, ce este dragostea de sine? De altfel, iată, 174 este capitolul. Pagina, cred că 383, depinde de ediție. Cam toate paginile au scos manualul acesta. Și deși s-au străduit să-l scoată, în puține dintre casele creștinilor se găsește. Bine ar fi să fie acolo, el lămurind o serie întreagă de lucruri, așa cum am spus mai devreme, pe scurt. Ce este această dragoste de sine? Dar nu desfășurat. Îmi spuneam că pe drumurile mele, privind umilirea, aveam să constat că se făcea confuzia între dragoste și iubire și atunci mă întâlneam cu avertismentul acesta al minte, și foarte important.
privim iubirea de sine. Dacă în unele situații era zis dragoste de sine. Atenție la dragostea de sine. Da, de adevărat. Numai că în ce? Dragostea de sine, așa cum spune Sfântul Maxim Mărturisitor, este maica și cuibul tuturor relelor. Dragostea de sine este virtute. Și nu mai mare care, ci virtute de seamă. Vom vedea ce zice manualul de credință ortodoxă. Dragostea de sine este virtutea prin care creștinul întărit de Harul Sfințitor năzuiește să-și dezvolte darurile primite de la Dumnezeu și să-și desăvârșească viața potrivit legilor morale spre a ajunge la unirea cu Dumnezeu. L-am învățit așa pentru ca să pice și accentele cumva. Până ne luăm pe codă. Deci ce este dragostea de sine? Este virtutea prin care creștinul încărit de Harul Sfințitor. Deci nu poate lucra pe această dragoste de sine oricum. Ci numai așa încărit de Harul Sfințitor năzărește să-și dezvolte darurile primite. Vorbeam mai spre început, nu o să putem astăzi să vorbim despre darurile cele mari pe care le-a pus Dumnezeu în om. Și punându-le în valoare ce s-ar putea întâmpla cu el. Aș putea să spun însă, iarăși într-o paranteză, iertați-mi mulțimea parantezelor, sper să le și întâlnim cu toate. În vremea Sfântului Ioan Gură de Aur, la tinerețe. Exista o școală. Cea mai importantă școală la vremea aceea era școala de oratorie a lui Limanius. Antuza mama Sfântului Ioan Gură de Aur a înstrăinat toate bunurile pe care le-a dat pentru ca să-l poată ține pe Ioan în școala aceea. Așa de importantă era. De altfel, prin școala aceea trecut și Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigore Teolog, ba chiar și împăratul. Știți ce împărat era la vremea aceea? Ce împărat era? Nu. Nu. Lăsăm. Luați-o pentru acasă. Căutați să vedeți în perioada Sfântului Ioan ce împărat era. Împăratul acela important al lui a încercat 3 ani să pătrundă în școala lui Libanius și Libanius la lui. Și era împărat. Ca să vedeți cât de important era școala și ce însemna profesorul. Și după ce a reușit să intre împăratul în sfârșit în școala lui Libanius, în anul 2 la pe împărat, pentru absență. În anul 1 la Libanius, nu se dădea examen. Intra în școală, și, în mod deosebit, în anul întâi, se lucra la această descoperire de sine. Era important și pentru studinte, dar era mai cu seamă important pentru dascăl. Ca să știe ce discipol își ia. Și pentru că în anul 2, împăratul nu s-a ridicat nici la nivelul așteptat de Libanius, dar mai că s-a ridicat la absențe, l-a dat afară. De ce era așa de important în școala asta? Nu pentru că în școala lui Libanius învățau oamenii să vorbească, să țină discursul. Chiar dacă și asta este foarte important, să știi cum se grește munca mea. Dar era importantă mai cu seamă pentru că punea pe om în valoarea sa de plină, descoperindu-i darurile acestea. Închid paranteza, pentru asta am deschis-o. Deci, darurile primite de la Dumnezeu
și să-și desăvârșească viața. Noi știm că avem chiar deziderat desăvârșirea vieții. Dar ce este de aici, din capitolul acesta, că nu vom putea desăvârși, sunt și altele care ne condiționează, dar și aceasta ne condiționează desăvârșirea. Nu vom putea desăvârși decât descoperind dragostea de sine și când ea. Potrivit legilor morale, spre a ajunge la unirea cu Dumnezeu. Iată că mai reiese ceva de aici, că pentru unirea aceea a noastră cu Dumnezeu, adică pentru Euharistie, când și asta se întâmplă atunci acolo, ar fi necesar să lucrăm puțin măcar pe capitolul acesta. Care este un lucru? Să vedem cum e cu dragostea. Care sunt foloasele, am selectat, care sunt foloasele dragostei de sine? Virtutea dragostei este numită din nou virtute, virtutea dragostei de sine fiind nedespărțită de dragostea către Dumnezeu, vedeți cât de important este, este nedespărțită de dragostea către Dumnezeu și către aproapele, deci este plasată și centrată pe legea fundamentală cu care vine Hristos. Nu? Nedespărțită de dragostea către Dumnezeu și către aproapele, este neapărat necesară pentru mântuire. Iar noi vorbim despre mântuire, 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 adică despre această reînfiere noastră, că nu este altceva mântuirea, despre această reînfiere, redobândirea condiției de fi. Nu vom putea intra acolo decât ca fi. Fără ea, fără dragostea aceasta de sine, creștinul nu poate împlini lucrul pe care l-a credințat Dumnezeu în această viață și nu poate fi stăritor în bine și nici nu poate folosi bine virtuțile creștinești. Omul se duce și spovedește spre vitrahimul duhovnicului. Părinte, nu sunt stăritor în bine. Nu sunt stăritor în bine. Orice fac, nu stări în bine. De ce nu stări în bine? Pentru că n-ai lucrat pe dragostea de sine. Printre altele, desigur. Nu lucrezi pe virtuțile creștinești. Măcar pe cele fundamentale. Credința, dragostea și nădejdea. De ce? Pentru că n-ai lucrat pe această secvență existențială. Dragostea de sine. Zice acolo, nu poate împlini lucrul pe care l-a credințat Dumnezeu în această viață. Cât de important devine să aflăm asta? Că Dumnezeu ne-a credințat în viața aceasta un lucru pe care trebuie să-l facem. Ei bine, printre altele pe care le făcea Ivanus în școala lui, avea un test pe care, trecând pe acolo Sfântul Grigorie, l-a luat și l-a aliniat la Evanghelie. Și o bună bucată de vreme le găsim de altfel într-o fază duhovnicească teribilă la Chelifarevo, Sfântul Teodosie. De la Chelifarevo folosea acest test. Foarte simplu, cu trei întrebări, dibuindu-i omului care este darul care să-l conducă la lucrul pe care l-a încredințat Dumnezeu. Să nu bâșbuie, pentru că una dintre marile probleme cu care se confruntă astăzi familiile și mai cu seamă copiii este tocmai aceasta. Nu știu că trebuie să se îndrepte. Întrebat un copil la 17-18 ani ce vrea să facă, nu știe să răspundă. Iar atunci când răspunde, răspunde improvizat și improvizând. Pentru că auzit el de Dumnezeu și e mai ușoară, că e mai plăcută, asta călătorește și alege și el ceva. Dar nu din perspectiva cunoașterii de sine, nu din perspectiva darului pe care le-a pus Dumnezeu în el. Alege ceva. Și se va trezi în contextul unei profesii, undeva într-o firmă, cu niște străini cu care nu are niciun fel de comuniune. Și sufletul lui va fi continuu amar. Va fi acolo cu modul în gât 10-12 ore. Și va pleca de acolo cu modul în gât într-o societate și ia la rândul ei cu modul în gât pentru ca să se întâlnească mai târziu, spre seară, cu soția, oricum și ea, cu doar femeie. De ce? Pentru că nu
ceea ce ne privește. Nu ne luăm în serios. Nu înțelegem poate destul că în Univers nu există ceva comparabil. Omul este zidire din esențialitatea iubirii lui Dumnezeu, aștie din Dumnezeu. Nu s-ar cuveni să fim puțin mai atenți cu noi? Așteptările noastre, orizonturile binelui, nu au temeiul de așteptare. Câte vreme cu noi nu se va întâmpla ceva și cu noi nu se va întâmpla ceva, câte vreme nu ne vom lua în serios, raportându-ne la cele pe care Dumnezeu ni le-a pus la îndemână. Am să spun un lucru dureros, dar nu pot să vă spun. Eu văd în anii aceștia care s-au așezat peste mine că sună clopotele frumos, au pași grăbiți pe biserică, simt miros de tămâie plăcut mirositoare. Au priveri frumoase. Văd veșminte strălucitoare și mitre. Strălucitoare. Dar văd și cum omenirea se prelinge încet și sigur pe toboganul iadului. Mulți sunt doar de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu există lucrare. Pentru că nu există lucrare serioasă. A noastră, a fiecăruia cu noi, și a noastră la oaltă. Măcar în comunitățile acestea, cât am mai rămas. Oamenii, nu trebuie să mă credeți. Verificați după asta dacă am sau nu. Dar dacă veți constata că ceea ce spun are conținutul oarecare care a s-ar cuveni ca de mâine dimineață să schimbăm, cum zice Românul, pagina și să ne luăm în serios. Cine suntem, ce avem de făcut? Pentru ca să fim în sfârșit ceea ce a trebuit să fim. Ne întoarcem la cele patru îmbrăcări. Am provenit cu părintele că n-am să îngeți foarte mult, nu mă niciodată zice asta, am să vă rog să mă ajutați și să atrageți atenția când mă apropiat de două ore. Ca să ne oprim. A treia împăcare este cu aproapele. Vedeți? În legea cu care a venit Mântuitorul în munții aceia de legi pe care i-a găsit aici, a pus lucrurile într-o frază foarte, foarte gros alcătuită. Devenind poruncă, lege fundamentală. Trecând de capitolul poruncitor privind iubirea către Dumnezeu, a zis și să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Dar noi am întrebat doar o secvență în ceea ce privește cunoașterea de sine și am vorbit puțin de despre cunoașterea de sine, pentru că dacă am vorbit serios despre această cunoaștere de sine, am înțelege de ce Mântuitorul a zis să ne iubim aproape de ca pe noi înșine. Păi dacă noi nu ne descoperim, nu știm cine suntem, nu știm unde ar trebui să fim, cum ar trebui să fim, cum să ne iubim aproape? Dacă noi, diavolul, ne lucrăm pe puterile sufletești și a lui bănii toate nenele lui, îl suspectăm în mulțumesc și pe aproapele nostru, ca fi cum suntem și noi. După patimile noastre, judecăm pe celălalt. După sărbiciunile noastre, credem că și celelalte la fel. Și mai cu seamă când în celălalt nu există patimă și sărbiciune, ne reflectăm în el ca într-o oglindă și atunci îl judecăm mai astru și îi se pare că ar fi tocmai cum este. A patra păcare este împăcarea cu mâna. Împăcarea cu mâna și simt să fac această precizare. Nu așa cum o găsim în scrierile Sfinților Părinți, care pe drept numesc adesea lumea egal păcat. Noi de data aceasta zicem lume, înțelegând totalitatea zidirii lui Dumnezeu. Atât de mea atenția am văzut, am văzut acum două sau trei zile în urmă o caricatură îngrozitoare. Undeva, într-un salon al tehnicii, prezentau
fascinați o dronă care îi dădea în mod caricatural din aripi și avea o autonomie de zbor de, nu știu, jumătate de ori sau ceva de felul acesta. Și toate televiziunile, site-urile cele mari, au spus, vai ce lucru minunat s-a petrecut acolo, o dronă zboară, de aripi, jumătate de ori. Dumnezeu a făcut atâtea păsări minunate. Atâtea păsări minunate. Noi nu le mai vedem. Nu le mai auzim. Nu le mai admirăm. Deși pentru noi. Am observat în ultimii ani și asta mă închid paranteza, că foarte multe păsări deosebite, printre care ciocârlia, sunteți în București, aici, ciocârlia cântă în București. Nu mai vorbim că s-au umplut parcurile și grădinițele prin subții de verdeață cu mierele, care cântă pe mine. Ceea ce, acum 30-40 de ani, când era eu tânăr, erau niște vorbi care citeau și de acolo, despre ce. Mierde și ciocărie în București. Pit palatul să cânte în București. A făcut Dumnezeu. Și a trimis păsările și a zis, bucurați, poate vă dați așa. Poate măcar o parte dintre ei se vor opri și vor bucura. Nu se ne aducă mie slavă. Ci se ne trebuie inima. Decât după sedenă. Ne culcăm și ne trezim cu tot felul de gălăgii și de zare. De aceea spuneam la început că dacă urechile noastre n-ar fi atât de ostenite, am auzit atâtea lucruri, poate și șoapte de comun cu Fântului Părinte Constantin, care am auzit. Am pus în felul acesta aceste patru împărări, pentru că se așează în niște fracții. Adică, împărarea cu Dumnezeu este generatoare de pace. Nu e aici la oare un declic major? Nu zicem noi la începutul tuturor marilor rugăciuni cu pace Domnului să ne rugăm? Nu ne răspunde și Dumnezeu nouă, pace vouă? Nu așa s-a adresat oare un moment atât de important Dumnezeu apostolilor la Înviere? Când a trecut ușile cu ea. Și nu e așa că de astăzi încolo când vom vedea un om că nu este în pace, adică în împăcare cu cele ale lui Dumnezeu, vom ști că între El și Dumnezeu e un conflict. Dar vedem că dacă ne uităm peste lumea aceasta, este o lume conflictualizantă, stăpânită de conflicte. Clamând însă pacea. Fără Dumnezeu. Nu există. E o iluzie. O pot aștepta rău și bine, nu va veni. Pacea vine de la Dumnezeu, prin Dumnezeu. A doua păcare cu sine, adică de la cunoștințe, este generatoare de tihnă. Diferența dintre tihnă și pace este aceea că pacea spuneam că înseamnă mâncare, tihna înseamnă așezare. Și nu e așa că de asemenea de astăzi încolo, când ne vom întâlni cu un semen de-al nostru sau într-o situație ne vom afla și nu există așezare acolo, vom înțelege că e un conflict ființial, că e un conflict între omul acela și el însuși sau într-o familie. Mare războaie. Au niște scânteie. Dacă scânteile acestea de familie s-ar stinge, sunt încredințate că nici de mare războaie nu fie înțeles. A treia rugare cu aproapele este generatoare de dragoste. Ori nu
vedem noi că starea aceasta de conflictualitate generală a făcut ca în lume tocmai aceasta să fie criza cea mai mare? Criza de dragoste? Nu zic de iubire, credeți, ci zic de dragoste, referindu-mă și acum avem o comună înțelegere la dragostea aceea. Ca virtute. Și nu ca oarecare virtute. Împăcarea cu lumea este generatoare de bucurie. Am văzut oameni bogați, vă rog să mă credeți, cu atâția bani, că n-ar mai fi trebuit să facă nimic toată viața lor. Și ar fi rămas oricum și pentru cei care au venit lor. Fără să fi fost nici pe departe bucurie. Dar lumea înseamnă, ei este lipsită și secăturită de bucurie. De ce? Pentru că este într-un conflict și cu zidirea lui Dumnezeu. Mă gândeam odată, brodând pe ideea aceasta cu tema precum în cer și pe pământ, noi, iată, precum în cer. În Sfinții, noi aici, Sfinții acolo, la ta, Sfinții în casetuțe, Sfinții la care putem să ne rugăm oricând, fără niciun fel de îngrădire, ce lestire tenind ne-a lăsat Dumnezeu, n-a zis, tu care faci păcatele astea și astea, nu mai vezi. Nu mai voi să iei lucrurile. Vă dați seama ce criză ne-am fi situat atunci? Dar nu există o fericire. Indiferent ce păcate să dușești, ai acesta orice sfânt. Dar mai dat Domnului, mai dat Domnului, la Dumnezeu însuși. Nu zice Dumnezeu, o, că nu o să ne rogi. Nu, ne putem ruga la Dumnezeu și Dumnezeu. Cum zice, zice acolo frumosul text. Care vede ce faci cu cremarea aceea ascunsă, va lucra cu tine și s-ar putea să te simți într-o ușor în rugăciunea ta puțin. Modest. Cu vorbele tale, cum făcea prietenul la acela prietenul o cuvintă. Fostul locului, prăbușit pe loc. Cu vorbele tale, zice, nu știam ce rugăciune m-am rugat cu vorbele. Nu suntem în bucurie. Nu suntem în bucurie. Dar spuneam că mă gândeam la să ne mă gândeam cu prietenul. Mă gândeam la tema asta, mă gândeam cât de minunată înseamnă este furtul plătesc. Cine în vitezele acestea teribile mai are timp de o furtul? Și totuși, când ușorul lor acolo, pe dimineața, pe seara, pleacă, vin, pleacă, au treabă. Se duc undeva, nu au GPS, nu au văzut. Știu să unde să se ducă, știu să se întoarcă. Și mă gândeam, cum ar fi dacă Dumnezeu ar recupera de la o furnică pe care eu am călcat piciorușul. Și aici e pentru că pentru că ai călcat-o, n-ai văzut-o. Nu te-ai bucurat de ale de semnare. Ia piciorușul acesta și atunci îți vei afla liniștea când vei reface piciorușul acesta. Când îl vei reface, vin! Că Dumnezeu n-a făcut mărcuciu. Vin! Ce m-aș fi făcut eu? Ce m-aș fi făcut eu, că nu mi-aș mai fi aflat liniștea? Cine să fac un picioruș de furnică? Un cântec vechi de la 373 răzace de tine. Dus de valul de timpului, a ajuns la Maria Tănase. Și a ajuns și la noi. Dar la noi a ajuns în formulă lirică. Cine iubește și lasă un cântec profund duhovnicesc. Știți de ce? Am și dacă vreți data viitoare sau dacă cineva vreau să pe sistemul acesta de comunicație. Am un document recuperat de 1410 de data aceasta, care vă reproduce pe acela. În care secvența aceasta care zice un lucru care ne privește și a trebuit să putem cu noi toate. Zice, dar furnica de furnică, la trup mare, la capul mică, știți bine, se tărește pe pământ, dar tot se ține de cuvânt cu cât mare. Atenție! Și aceea, nu, asta e exagerat, sigur e exagerat, cum adică furnica cu... Pentru că vin celelalte versuri și următorul zice, dar voi oameni botezați, deja se schimbă povestea. De
Deci are legătură cu acel cuvânt cu cârmare. De cuvânt, din nou repete, cuvântul cu cârmare. De cuvânt sunteți lăsați. Poate nu o fi așa cu, dar dacă nu o fi așa, contraziceți-vă dumneavoastră. Eu văd altceva pe unde umplu. Că mai grând furnicile acele se raportează la Dumnezeu. În felul lor. Ca și păsările. Nu cultivă, n-au firme. Dar nu le-am văzut niciodată într-un meeting cerând locuință. Nu le-am văzut niciodată organizate strigând că nu le ajung coabele. Că au dificultăți în traversarea ierii, că e prea lungă. Că nu ieți supra mașina, că nu ieți. Cu cumințeniile lui necesare lui. Despre cărțile mele am zis că sunt măsărăduiți. Asta fac, nu știu dacă știu, dar măsărăduiți. Să fie niște mici manuale de bună viețuire. Dar, dacă pot, și cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt și puțin altceva, bucuria mea este poate mult mare. Am să vă rog să mă gândiți, să citesc din Se întorc morții acasă, nu pentru că este cartea mea, ci pentru că este un cuvânt pe care pentru fiecare rostit de un bătrân, un moment important, când un fost neom redevine om și îmbracă nici mai mult, nici mai puțin de chip îngeresc. La hărbăria lui Petre, părintele fiul rostește următorul cuvânt. Îl citesc pentru că îl găsesc necesar și valabil astăzi, ca și atunci, și aș vrea ca în scurt timp să devină prima. Vă rog să mă credeți. Aș dori să nu mai aibă valabilitate. Oameni buni, oameni buni, nu fiți rău. Căutați să descoperiți pe Dumnezeu până nu vă acoperi întru totul cele rele la vrăjmașului. Cine va voi să-L afle pe Dumnezeu, va vedea pe tutindenea, iar cine nu va voi să-L vadă, nu va afla că e. Neguri grele s-au ridicat la orizontul vieții și învăluindu-ne stau să se povărească în vițindu-ne cu totul. Iuda mare care e înviat, apoi nu se perfide în fiecare dintre noi. Pe mai mult sau mai puțin arginți, cu toții îl vindem încă și mai adică azi pe Hristos, sărutându-l insolenți cu buze bărușini venind. Prorocii mincinoși sunt la tot pasul. Paiațe mărturisitoare apar și se aburcă pe solei și nambon. Hristoși pociți cu bărbi periuțate și fardați, cu turbiturile titulate în burdihanuri și cu obraje cuvăriți, și metalează omilii recitative despre ascense, nevoințe și virtuți, clamând de dulcorească și nu din dinți teze eretice. Fiți luciți, Doamne, treziți-vă, desfiliți-vă, fraților, zvârniți-vă măștile care v-au furat identitatea, desfățăriți-vă și desfățărniciți-vă îndată, căci revenind curând Hristos nu vă va recunoaște și ca pe niște străini vă va judeca zvârnindu-vă departe în ținuturi aspre de surghiuri și mult o să vă doară. Fie vă milă de puiuții voștri, de prunce, o drăstiți din dragoste și din iubire sfântă. Fiți-ne părinți, nu sponsori și finanțatori. Puneți-vă o întrebare simplă atunci când vă întâlniți cu ei, din când în când. Ce știți cu adevărat despre copiii voștri? Cine le sunteți practic voi și ei ce vă sunt voi? Această epocă ecranieră a dizolvat normalitatea zidindu-o într-o nemiloasă virtualitate ca pe o gheată jertfă în zidul lui Manole. Ne-am scufundat în simulacre până atât
încă te aud și eu pe aici pe acolo, ca și la noi, ca în mii de alte locuri pe pământ, oamenii cresc ca animăluțe închipuite, au astfel plante, pod, grădini întregi, vezi, imaginare, prieteni nevăzuți, căsătorii pe neîntâlnite realizate pe planete inventate. Doamne Sfinte, toate aceste trăcării cumplite fiind chipuri de viața lor, lumea lor, care pe nebăgate de seamă, vicleană și minte tinde să devină a noastră. Doamne, să ne ghiți. Și dacă vă întrebați cumva văzând aceste tragedii și altele încă și mai mari, de ce sunt ele și ce ar trebui făcut, răspunsul fraților lui Iosif, fiindcă ne-am depărtat de Hristos, dacă o fi fost vădată, mă depărtat aproape. Fiindcă nu-L mai iubim pe Hristos, dacă nu-L fi iubit cândva, cum se cuvine. Să ne întoarcem la Hristos, El fiind singurul care ar putea să restabilească urmările toate și pe noi toți să le restaureze. El care ne-a spus din început, eu sunt calea, adevăr și viață. Și dacă ne-am fi așa, de ce ar face o poziție atât risipă de energie, de bani, de propagandă și de atâta corupție prin corupții săi? Un răspuns întreg de plin argumentat și incontestabil la felul de la foștii mari corupți, azi, uriași convertiți. Ar fi destul pentru cei care stau cu spatele scuipând negații superficiale peste număr, să se aplece pentru scurtă vreme, nu asupra profundelor pilde și învățături ale celor mulți. Unul mai impresionat decât altul, ci numai spre doi dintre aceștia. Spre Saul, în mare primăritor de Dumnezeu, azi Pavel, apostolul neamurilor, și spre Cirian, mare mucenic, care a fost, precum se știe, cel mai mare rugitor în toate timpurile, mare lucrător al tării iadului, având pe atunci zeci de regiuni de demonii sub ordine. Ar avea toți de înțeles un lucru simplu pe care nimeni n-ar trebui să-l uite, că iadul nu e o șagă și că moartea nu e o iluzie, că pentru a scăpa noi de acestea, Dumnezeu singur care le cunoaște cu adevărat conținuturile tragice ne-a plătit scump arvuna salvării, făcându-i se va spre fericire. Copiii mei dragi, toate au în sfârșit pe aici, precum și în început au toate. Numai Dumnezeu cel mare este fără de început și nici sfârșit nu are. Eu însumi, ca o începătură ce mă află, mă opri din toate acestea ce v-am spus, cum mă opri din toate cele de aici. Mă opri poate înainte să mi se ceară permis în port cruce și legitimații de om normal. Voi care mai aveți însă de stat, păziți-vă. Păziți-vă, oameni buni, că multe vă sunt pulsele și primejdile multe. Păziți-vă din toate de vrăjitoria asta necuțătoare a epocii traniere. Pe acolo intră tot potopul. Prin ecrane va veni sfârșit și cei ce vor, și cei ce vor sfârși îl vor privi văzându-l în ecrane. Ca să puteți scăpa, ascundeți-vă cât mai este vreme în singurul loc sigur iubirea lui Dumnezeu. Și ca să puteți face asta, cât mai veste, iubiți-vă, frații. Iubiți-vă unii pe alții, pe cum Hristos ne-a spus și ne-a și iubit. Nu-i ușor. Știu că nu-i ușor. Pentru că Michituță, cunoscând că dragostea e focul care cârjolește orice rău, întâi de toate pe aceasta s-a silit să-i șterpelească omului. Și a și reușit. I-a furat iubirea punându-i în loc tot felul de surogate care creează false dependențe, temeluite pe devotamente otrăvite, cu nume mincinoase de iubire. Iubire fără Dumnezeu nu există. Pentru că Dumnezeu este singurul izvor al iubirii, fiind iubirea însăși. Iubiți-vă, iubiți-vă, iubiți-vă și iubiți țara asta scumpă și sfântă, care la rândul ei vă va salva ea însăși, salvându-se mirabil printr-o milă și taie de proteguire, ieșind curată și neatinsă de nimic din cele ale cușmarului care începe. Țara asta, care așa cum am citit eu într-o carte, este ca o icoană tuturor sfinților pictată cu sânge de martiri, este o rană uriașă cuprinzând parțial sau în întregime moaștele însăși ale acestor sfinți. Este o smerită catedrală a lumii când vine încetat Dumnezeu coboară în fiecare zi, cu toate cerurile și mare taina Sfintei Liturghii săvârșită astfel în monastiri și în schituri, ne cheamă veșnicindu-ne care sale, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Țara asta pe care Dumnezeu i-a dat de toate cu Hristos a ajuns vai de ani mulți smerită ca o cerușăreasă a lumii,
aplicându-i-se victorul tristelor istorii, săracă țară bogată. Dar cei care au urmat și urmează încă cei care au simit-o furându-i sceptrul, scoțând-o la meza, pentru ca astfel parteniții să-și plătească ratele șterpenitelor palate, toți fără osebire, fără excepții, fără îndoială, toți până la unul vor plăti grozav de scump, ireconciliabil, tragic și inexorabil. Iar prețul cel mai greu nu va fi cel cel de însă și țara. Nu va fi cel plătit în fața celor mulți și aspru umiliți, ci va fi suporterea cea mai celeste în locului acestuia. Căci România ar fi bine să se știe, să afle toți de pe tine. Țara asta pravoslavnică definită astfel chiar de cel de sus, nu se poate trafica prin nicio musă. Nu se poate pune zălocul chezășie pentru niciun interes de luni și pasager. Ea nu a fost și nu a fi nici când o piesă oarecare în paza pastușat politic. Pentru că este, prin toate sale, un întreg al întregului desăvârșit. Și orice parte a lipsit din parte, se va întoarce la întreg întreagă. Iar cei ce nu știu asta, sau ignoră, vor încerca postura mare a prăbușirilor ființiale din moși strămoși la ultimul instrument. Mulțumesc pentru condițiile în care ați îndeplinit. Mulțumesc pentru răbdare. Și dacă ceva din ceea ce am spus n-a fost pe potriva așteptărilor noastre, iertați. Și nu vă mulțumesc. Vă va despărți din Dumnezeu greșit. Dar dacă ceva, veți să socotim că vă este cumva de folos, cât de puțin. Și dacă folosul acela vă va aminti de mine, omiliți-vă într-un coțișor pe cer. Să rămân în biserica aceasta lui Hristos, necredit. Și să mă bucur când poate ce ești într-o milă și o șansă pe care vă va da Dumnezeu. Am să vă văd pe fiecare, acolo unde știu, să vă fie zile de bine și inima curată. Părintele, mi-a amintit și bine a făcut, îi mulțumesc. Am pregătit încă un fragment de data aceasta video cu Părintele Constantin și este potrivit să plecăm cu chipul Părintelui și cu vorbele Părintelui acasă.